Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod din The Last of Us Part 1. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, și în primul rând, Crăciun fericit și sărbători fericite, pentru că astăzi, ziua în care registrez acest episod, este fix ziua Crăciunului, pe 25 decembrie 2023. Asta pentru cei care o să vadă videoclipul peste ani și ani de zile, dacă o să se mai uite cineva atunci, pe YouTube sau pe orice altă platformă. Și în al doilea rând, nu uitați să lăsați un like și abonați-vă dacă vreți să mai vedeți videoclipuri. Videoclipuri pe care le postez din diferite jocuri, tutoriale și așa mai departe. Vă uitați voi pe canal dacă vă interesează și vedeți cam ce postez. Bun, dragii mei, în ultimul episod am ajuns până la acest baraj. Am străbătut destul de mult drum și suntem aproape de a ajunge la fratele lui Joel. Dacă nu ați văzut videoclipul, aveți în descriere, pe ecran, în secțiunea de comentarii, peste tot aveți ultimul episod, precum și întreg playlistul. Și hai să traversăm și să continuăm drumul. Da, bine, o să traversez mai repede. High five! Bravo! Și haide să mergem mai departe. Întrebarea este, coborâm pe aici și vedem ce este acolo? Sau mergem mai departe prin cealaltă parte? Eu zic să coborâm și apoi să mergem pe aici. Oare... hai să vedem. Oare o să mă ajute după aceea să urc înapoi? O vom vedea, dar cert este că am prins niște resurse și după cum probabil... What the fuck? Not good, dar photo mode, bineînțeles, pentru că nu e tocmai cel mai interesant și plăcut lucru, dar face de un thumbnail foarte bun. Dar am uitat un lucru foarte important. Vedeți? Mi-am ieșit din mână. Așa. Și dăm un pic cu zoom. Uite așa. Jesus. Bun. Și ieșim din photo mode. That's too small for grave. Da. I have to leave that stupid robot on his grave. What should I do with it? What? I want to talk about it. No. Why not? How many times do we need to go over this? Things happen and you move on. That's enough. Da. E nasol. E o experiență nasoală. Dar, na, hai să mergem către Tommy mai departe. Sper să putem să ne urcăm aici înapoi. Yes, putem să ne urcăm. Asta mică poate? Sau trebuie să o ajutăm noi? Hai, tati. Hai, mă, că poate singură, bravo. Trebuie să schimbăm un pic armele. Aici, pentru că... nu am gloanțe pe cealaltă. Avem asta cu... Da, scoatem revolverul. Da. Și mie... Wow! Wow, uitați-vă un pic cum este aici. Uitați-vă un pic ce e aici. Photo mode, bineînțeles. Wow! Cât de mișto se vede toată centrala asta. F12, F10, ieșim. Bun, hai să vedem ce găsim pe aici. Totuși vreau să-mi rezolv un pic ăsta. Aș vrea totuși să folosesc acest pistol, că avem mai multe gloanțe pe el. Nu o fi la fel de puternic, dar măcar avem mai multe gloanțe pe care putem să ne bazăm. A, și aici urcam în aceeași direcție. Pe acolo nu cred că mai găsim nimic. Bun, nu-mi place totuși zona asta foarte, foarte naturală, pentru că mai mult ca sigur vom găsi lucruri. Este foarte abandonată zona asta și asta înseamnă un singur lucru. Da. Medicamente, 115 suplimente, what? Health, tati. Yes, în sfârșit avem viață. Și am găsit 20 de medicamente, ceea ce este top. Ok. Secure facility. Bun. De ce ar trebui să văd asta? Că pe acolo intrăm, cred. Am o vagă impresie, dar trebuie să vedem mai întâi ce avem aici. Ceva pe aici? Absolut nimic. Cumva ar trebui să ajungem în acel turn de control, dacă nu mă înșel.
Dar vedem un pix, vreau să vedem dacă avem ceva prin gunoaie pe aici, lucruri. E foarte interesant de explorat. Nu știu pentru voi cât de interesant este având în vedere că filmez treaba asta, dar... nu mai avem de făcut, dar pentru mine este foarte interesant. Ceva pe aici, nimic. Uite, hartă. Bun, am văzut și harta. Teoretic ar trebui să mă pot orienta după ea. Practic, nu prea am cum să fac chestia asta. Și atunci, cum ajungem noi acolo? Asta este întrebarea. Exact pe aici. Deci deschidem aceste porți. Oare putem? E blocată, ca să vezi. What the fuck? Ellie? Do as the lady says. Cred că am ajuns totuși. Hey. Please tell me you're lost. Oh, we didn't know the place was occupied. We're just trying to make our way through. Through to where? They're all right. But you know these people? Da, e frasul. Este chiar frasul. Tommy. Holy shit. Ha ha ha. Nu pot să cred că s-au găsit. God damn. Nu pot să cred că s-au găsit. Vă dați seama că am mai făcut niște screenshot-uri. This is Maria. Be nice to her, she sort of runs things around here. Șefa. A fost chiar drăguț. Considering you're my brother-in-law. Bravo, felicitări. We all gotta get wrangled up at some point. Ellie, right? Yeah. What brings you through here? That's kind of a long story. Why don't we bring him inside? Yeah. You hungry? Starving. Starving. Nu știu eu. Chiar foarte tare. Mă bucur că am ajuns. Mă așteptam să mai dureze un pic până... Până să ajungem la ei, dar... Foarte mișto. Poate ajutăm și noi, totuși. Căluți! Hey, Tommy, give me a hand with this. Sorry, I'll be right back. Can I? Ia să vedem. He likes when you pet his ears. You ever ride one? I actually have. Ah, ești nebun? When have you ridden a horse? Winston, this soldier back in the zone. He gave me lessons. Huh. You know, if you want, we can take him riding later. That'd be awesome. Hai să-l mâncăm și noi. Bravo. Bun căluț. There. Hey, thanks, Tommy. No sweat. Ia uite ce aș... Let's continue the tour. Hai să vedem. Baza lor. O să continu, o să continui cu lootul mai încolo, dacă e. Weren't you supposed to head back this morning? Still waiting on Hauser and the rest of the boys to relieve me. You know, we'll be fine. Just go home to your family. It's just a couple more hours. I'll tough it out. All right. Look, take it easy. Ceva e dubios că nu s-au întors băieții lui. Cred. Da, hai să vedem. Maria. Yeah, go ahead. We're in the control room. Steve's about to start it back up. You want to come check it out? I'd rather eat with Ellie. It's my turn anyway. I'll go. I'll come with you. Fuck. Go with Maria. Put some food in you. Joel. Come on, Ellie. Give the boys some space. Hi. I'm sending Tommy over. Stand by. Și acum o să mergem cu fratele nostru. Bun. Ok, sper să nu găsim alți oameni. Totuși cred că o să găsim ceva. Hai să vedem. Ce ne dai? Ăla doarme acolo. Ce-mi dai? A luat o poză. It's a little faded, but still looks pretty good. Oh, Doamne. I'm good.
You sure? I mean, I said I'm good. Omul încearcă să-și să uite orice fel de amintire despre chestia asta. I need to talk to you privately. Yeah, okay. Let me just check on my guys real quick. Come on. Nu știu dacă o să putem să-i spunem acum, s-ar putea să se întâmple ceva cu băieții lui și după aceea să nu mai apucăm și să descopere ei, de fapt să descopere tipa că Ellie e infectată. Dar vedem, asta este doar presupunerea mea cum se va desfășura povestea mai departe, având în vedere că nu mai țin minte de aici, nu mai țin minte cum s-a desfășurat serialul, ca să-mi primesc tot felul de spoiler, chiar nu mi-aduc aminte. Bun. El vrea să meargă pe acolo, eu vreau să merg un pic pe aici, pentru că dacă jocul mă duce pe acolo, înseamnă că pe aici găsesc ceva. Exact, medicamente. Medicamentele sunt foarte bune. Uneori chiar mai bune decât decât resursele. Nu de alta, dar cu medicamentele, medicamentele și cu parțurile. Medicamentele chiar ne ajută în a dezvolta mai departe, să fim mai puternici. Vedeți cum am avut eu cu More Life. Chiar o să fie util, sper. Să nu fie nevoie, dar mai mult ca sigur. Ha. Apparently they're doing it. Nice. What do you do for protection? Adults take turns guarding the perimeter. We've got an electrified fence in the plant. Nice. You still got to deal with infected though, right? Who doesn't? But it's the world we live in. Or maybe you don't have to be. You sound like Marlene. Păi fii atent, chiar asta e ideea. Uite-o, cuțu. That's Buckley. Not much of a guard dog. Ce faci, mă? Good boy. Stăracul stă în ploaie. Pet Buckley the dog. Am făcut și un achievement ca să fie treaba. Foarte, foarte bine. Parți. Știam eu că trebuie să umblăm pe aici. Mai luăm niște chestii de craftat. Găsim niște lucruri. Cred că trebuie să mai căutăm oricum prin plant. Pe unde n-am trecut. Salutare, băieți. Pe aici n-avem nimic pe masă. O, nebunule. De unde ai tot ăția bani? Eu vreau să merg pe aici. Uite câte avem niște chestii pe aici. Ce am învățat? Am învățat ceva nou. Smoke last 10 seconds longer. Bun, bine că n-am folosit absolut niciodată smoke-ul. Da, hai să vedem ce mai putem să mai la ce mai putem să mai lucrăm. Uite, vreau să lucrez la El Diablo. Ia să vedem. Level 4 peste tot, în afară de reload speed. Atunci o să ne mai păstrăm un pic, că nu vreau, nu mă interesează la reload speed neapărat. La ăstea shotgun-ul, mai am la ceva la ce să lucrez. Decrease the kick și în rest fire the weapon faster. Nu mă interesează, bun, mai așteptăm un pic că n-am făcut upgrade-ul. Atunci păstrăm. Rămânem aici. Deși poate cine știe, era bine să facem un pic de upgrade, dar cred că am făcut cam la tot ce puteam să facem, la cam tot ce puteam să facem upgrade, am făcut deja. Yeah. Oh, se descurcă băieții. That's good. Tommy's here. You good to go? Give me 1 second. Okay, good to go. Bon. Bravo. Hit it. Here we go. În momentul în care o să dea drumul, singura chestie care mie e că nu o să facă să nu facă destul de grăjie încât să să aud alții. Da, vedem. Băieții sudează aici. Avem mai cărămizi, de nu mă interesează pe mine cărămizile, iar pe aici nimic interesant. Poate aici? Uuu, de așa. Așa, minunat.
Și mai multe lucruri și mai multe parts. Și mai multe parts. Așa am găsit și încă un sigiliu, o emblemă de asta, bun. Nu o să le găsim pe toate, cred că am scăpat de una, dar poate cine știe, poate avem norocul, pentru că dacă le găsim pe toate avem avem un achievement de făcut. Ok. Și pe aici nu prea avem ce să facem. Bun, mergem înapoi la Tommy. Nu, mă enervez că nu mă lasă să alerg un pic mai repede. Dar am găsit această bară care este foarte bună. Și unde e Tommy? Să se fi dus înapoi. Ia. Mergem înapoi la Maria. Poate, poate. Păi asta înseamnă că putem să mergem pe jos. Sau pe aici. Vom avea ceva interesant pe aici. În afară de faptul că e wood și că o să ne udăm. Full. Pe aici nimic. N-avem cum, trebuie să fie ceva totuși. Ar fi și păcat să mergem pe aici să ne udăm și să nu găsim nimic. Aceasta este o cameră de control în care n-am fost și în care putem să găsim chestii. V-am zis, eu caut peste tot, scotocesc, poate, poate găsesc ceva. De data asta n-am găsit nimic. Niște sticle de care nu mă interesează. Și mergem mai departe, cred că în zona asta ne întoarcem la Maria. Ha? Ia. Aici cred că am găsit eu lucrurile. De s-a dus el încolo. Deci cobor pe aici. Mă gândesc, nu l-am văzut când a plecat. Ar fi trist să fie nevoie să ne întoarcem, pentru că am străbătut destul de mult drum. Asta nu se deschide. Asta nu se deschide. Aparent... aparent așa este. Pe aici ceva, ceva interesant de găsit, nimic. Bă, aparent am mers degeaba. Pentru că nu se mai deschide ușa asta. Că de aici am venit. Și nici de aici nu se deschide. Bun. Deci trebuie să mergem înapoi. Ce bine. Hai să vedem unde mergem înapoi. Măcar acum nu mai trebuie să... să o luăm pe drumul. Mai te ajut, prietene. Brothere. Te ajut? Nu te ajut. Nu vrei să te ajut. Bine. Hello. Nu vrei să te ajut? Da. Bravo. Ai un spirit de observație. Dangerous currents. Mamă, ce mișto arată. Mergem mai departe. Ne întoarcem de lângă cățel. Pe aici am fost. The same doggy doggy. Aceiași muncitori. Și întrebarea e, oare pe unde trebuie să mergem mai departe? Mergem pe aici și după aia ieșim prin această cabană sau trebuie să coborâm? Că nu-l mai văd. Ah, da, bravo, mă. Pretty impressive. Looks like you have 2 million bucks. All right, Joe. Let's go talk. Hai, unde mergem să vorbim? Așa, hai să vorbim. Squad the crew you got here. They're good men. O să-i spună de Eli, oare? Place gives him a second chance. Give us all a second chance. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon he's got something to do with that girl. He's got everything to do with that little girl. Well, go on then. She's immune. Immune to what? They're infected. Oh, come on. I know, I've seen her breathe enough spores to take down a dozen men. And nothing. Now, I wouldn't have believed it neither. But I can show you. All right. I'll bite. Huh? Pun intended. I bring her here. I'm supposed to deliver to the Fireflies. The way I figure they're your boys. You finish the job, you collect the whole damn payment. I haven't seen a Firefly in years. But you know where they are. Now, I'm not asking for much, Tommy. I just want some simple gear, enough to set me on my way.
What makes you think I'd do this for you? This isn't for me, Tommy. This is for your damn cause. My cause is my family now. You ain't talking about some walk in the park here. Jesus, boy. Have Maria get some of your born-again friends to do it. They got families, too. Tommy, I need this. Din păcate. You want some gear? Sure. Sure. But I can't give you, man. But I ain't taking that girl off your hands. This is how you gonna repay me, huh? Repay you? For all those goddamn years I took care of us. Took care? That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me. It wasn't worth it. Ce mă, vă las la bătaie acum? Sure, from mankind, and you wanna play the pissy little brother? We ain't back in Boston. You lay your hands on me again, it won't end well for you. The hell is that? We're under attack. Shit. You still remember how to kill, right? Yeah. Fuck. Fix acum când a venit, noi acum sunt... Ma. Stop him! Don't let him into the building! Unde ești, mă? Nu. Hai să încercăm. Unu-n cap, unu-n cap, bun. Unde mai sunt ăștia? Cine trage, mă? Cine? Bă, care ai tras, mă? Bă, nebunule. Unde-i, mă, ăsta care ai tras? Ia. Pe aici pe undeva l-am auzit, ia uite-l. Ia uite-l, ia uite-l. În cap. Ia uite-l. Nu, că pe tine te iau cu băta. Uite așa. O, cât sunt. Uite așa. Și gata, am rupt buta. Unde ești, mă? Mai dau cu butane, ce? Ce crezi că nu mai dau cu butane? Mi-e frică? Uite, am mai găsit un plan. Ce mă? Ouleu! O, ce-a tras de bună? Unde ești, mă? Hai, vină ca băiatul. Uite. Așa. Am rupt. I-am făcut examen stomatologic. Examen stomatologic i-am făcut. Tommy, bandits, they're breaking into the building. Can you get out of there? No, we're trapped. We're gonna come to you. Just stay. They're here. Ellie, hide. Maria, god damn it. Uite, l-am văzut pe unul. Da, nu te supăra, vreau și eu. Ia uite-l, unul acolo, l-am văzut pe jos. Unul cap aici. Hai băiatul meu. Pe ăsta l-am rănit doar. Fuck, ăsta mai e în continuare aici, în cap, frumos. Mamă cât sunt. Un cap, headshot, frumos. Asta care largă pe aici, hai, sus. Mamă ce trag, aoleu, bă, nu mai am viață, stai un pic. Bă. Hai să ne... Bun. Așa. Unul e aici. Unul așa. Unul aici. Așa. That's all those sons of bitches. Hai să mai luăm pe aici mai luăm ceva? Gloanțe ceva pe aici, nimic? We gotta get to the girls. Right behind you. Oh, stai un pic. Do your thing. Joel, do your thing, huh? Aha.
Acum ai nevoie de mine. Muriși? Full? Ia, păi hai să facem așa. Mamă, doar unul. Hai. Headshot. Fix 3. Hai, vină încă. Așa. O, săraca, a fost... I-a atacat și pe ei și pe Maria, chiar cred că a lovit-o, nu? Așa părea. Yeah, I'm fine. Coming in from every direction, then Maria was like, we gotta run, and so we dove over these tables, and this huge guy blasted with a shotgun. Slow down. Listen, hey, are you hurt? No. God damn it. I need to talk to you. Mm-hmm. Mă așteptam. Absolutely not. You tell him to go find somebody else. Credeam că zis, you tell him to go fuck himself. Do you have any idea how many men we lost here today? What's that all about? I-a spus... Does that have anything to do with me? About it later. Did he tell you where the lab is? We'll talk about it later. Later. When later? One fuck up, and then I turn into one of those widows, okay? I have to do this. Deci, până la urmă, ne ajută. I don't know what else to say. Fine. Here we go. If anything at all happens to him, it's on you. Și acum ai... Yeah, I know. I'll take that girl of yours to the Fireflies. You don't have to worry about it. Păi și ce face? Joel ce face? Well, maybe some real good will come of this. I need to talk to Ellie. Say again, I didn't hear you. Joel! Wait, what is it? That girl of yours. She took one of our horses and rode off. Damn it. Which way? Fuck. Come on. I just saw her riding on out of here. Go back inside. Help the others clean the place up. Okay. Be careful out there. Okay, super. There. See the tracks? Yeah. Come on. Hai, mă. Mergem și cu căluțul acum, ca să fie treaba. Nu-i suficient că avem grijă de ea, acum trebuie să și fugim după ea. Cât loc de lutat aici. Aha, și aici sunt infectați, căcat. Wow. Wow, ce frumos, ia. Uite așa. Wow, cât de frumos. Căprioare. Hai. Frumos tare. E, și acum întrebarea pe unde o luăm. Puteam să mergem și pe aici prin pădure, dar o luăm. Ne întoarcem și o luăm prin pădure, bineînțeles. Uite pe aici. Bineînțeles. Ca să vezi ce chestie. Pe aici? Pe aici, uite așa. Look, a pond. There, more tracks. Aoleo, Eli.
A fugit departe ca să nu mai producă probleme sau la ce să fi gândit? Cred că la asta s-a gândit. Și pe aici. Și mai departe. Uite, o mașină. Mamă, cât sunt. Dar de unde? Că ăsta aici. Hai mă, nu mai fugi așa. Nu e nicio problemă, că facem... Bineînțeles că mi-a dat foc. 1. Hai mă. Sniper. Ba, am tras în tine, mă. Așa, pe ăsta l-a nimerit și acum... Hai că am armor piercing. A, nu mai am. Opa. Hai, pe unde este ăsta? Headshot. O luăm așa un pic mai sus. Ata, l-am captit și pe ăsta. Da, stai mai jos un pic. Dacă mă nimerește unul acum, am beliber zoiul. Mă ascund din nou. Și băgăm un kit. Bravo, dar tot trebuie să bag un kit că... Uite gloanțe. Back on our horses, ok, bine. Dar gloanțe. Și trebuie să mai vedem la ăștia ce mai avem. Ce-ai? Că la ăștia după aia eu n-am gloanțe acum. Și aici avem tot ce avem nevoie și de, și de viață. Trebuie să lutăm un pic toată zona asta. Vă dați seama. E o casă pe care n-am lutat-o. N-are cum să nu aibă nimica. Mai craftăm un... un ăsta și apoi cred că o să putem să luăm. Bun. Era bine să tragem cu arcul, aparent, pentru că aveam muniție de arc. Pe aici ceva, ceva, nimic. Bun, mergem și la următoarea și apoi. Nu de alta, dar sunt destul de... Adică sunt două case, n-avem cum să nu intrăm în fiecare casă. Să vedem ce găsim. Aici aparent nu găsim nimic. Acum ne întoarcem, de-abia ne întoarcem la... La căluț. Bun. 6 sau 7, uite așa. Ok. Suntem cu astea. Poate nu o să mai avem nevoie. Hai sus! Și mergem mai departe. A trecut Ellie destul de repede de chestia asta. Ori a fost răpită, ori a trecut și n-a dat de ei, ceea ce mare mi-ar fi mirarea. Deci aparent... Exact, aparent a scăpat de ei. Interesant. Lucky girl, ce să zic. Mi se pare foarte mișto că mergem prin pădure așa. Și că fratele nostru ne ajută. Îmi place chestia asta. Of. Și sper că n-am ratat vreun loot important prin pădure pe undeva. Uite, am ajuns să mai iau o clădire acolo. O fermă chiar. Cu un tractor. Oh, cât a casa, cât a conacul. Ok. Păi stai un pic. Nu pot să mă dau jos?
Aparent nu pot să mă dau jos. După aia o să verific ce înseamnă. Ok, și cum mă dau jos? Așa mă dau jos. Bun. Și vrea să intrăm în casă, nu? Păi în altă parte n-am cum să sar. Deci mă obligă cumva să intru aici. Wow. Fraților, căutăm casa asta și după aia încheiem acest episod. Eu zic că așa facem. Căutăm în casa asta tot ce trebuie și sper să nu declanșăm după aceea o întreagă altă misiune. S-ar putea să fie trap, cumva să fie o capcană un pic. Ah, Eli. Ce ai făcut, măi, fată? What the fuck, șobolani? Șobolănei. Hai să vedem ce găsim pe aici înainte de toate. Pasta putem să mâncăm. Aici n-am ce să fac. Măcar avem înapoi viața full. Muniție, bun, să fie primită. Niște chestii pe aici ca să mai facem când o fi nevoie niște health shot-uri. Mai aveam ceva. A, aici am fost. În cameră, în laundry room, bun. Mergem sus acum, înseamnă. Hai să vedem, sus unde? În camera asta aparent nu este, dar mă lasă pe mine. Uite, am mai găsit încă un comic book. Dar pe care aparent nu cred că o să-l dăm acum după ce mizeria a făcut. Am pierdut foarte mult timp. Și resurse, l-am luat și pe fratele nostru. Am riscat foarte mult. Mergând pe aici, și ea a riscat, de fapt, foarte mult. Putea să fie prinsă, eu puteam să fiu omorât. Tommy putea să fie omorât și așa mai departe. Adică chiar aiurea. Banda adezivă full. Pe aici nimic. Pe aici nimic. Asta este o baie. De ce ar avea ușa închisă dacă n-am găsit nimic? Păi am găsit, dar nu ne ajută cu nimic. Bun. Mai avem două camere. Aceasta, care este o baie. O altă baie fără nimic interesant în ea și ultima cameră în care o găsim pe Ellie. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. Da, asta este viața cotidiană. We're leaving. And if I say no? I'm gonna kill you. Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk, it's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. Hi, Mai. You want for me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Oh, fuck. Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And you are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. Yes, he's so. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. Nope. Don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. Hai, măi. You're right. You're not my daughter.
sure as hell ain't your dad. Ce tâmpit. We are going our separate ways. Get it together. We're not alone. I got two walking in. There's more inside already. Aoleo, alții. Nu putea să fie așa de simplu. Hai, băiatul meu. A, căcat, m-a văzut deja. Băi, ce repede m-a făcut, ești nebun? Din prima. Aveam viața full. Not good. Merge mai ușor atunci. Am zis eu că fac ceva, dar... Hai, mă. Am tras de săgeata aia, am aruncat-o de pomană. Unu. Doi. Stealth, frumos, elegant. Or mai fi jos. Dar l-am luat pe ăsta super bine. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Uuu, macetă. Și arcul înapoi. Urmă. Văd așa cu macete, nu sunt... Ia uite-le. Căcat. Hai băiatul, urcă. Doar urcă. Hai. Doar să urci. Urci? Nu vreau, mă, să stea mai mult așa. Unde e, mă? Înapoi. De ce nu urcă? De ce nu vrea să urce? Ca să trag și eu? Du-te! Așa! Revolver? Nu. Tommy, cover me. Așa. Mort. 4, da? Deci mai am 2. Woohoo! All right. House is clear. Bun. Deci avem gloanțe pe aici. Bun, hai că ne-am făcut frumos treaba. Dar ce crezi că mai vine Ellie? Acum? Ia. Doar ăștia au fost? Dacă au fost doar ăștia, aici încheiem episodul. Off. Off, off, off. You want a hand up? Got it. Hop, Asus. La
Asta am ratat. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like. Abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim la episodul următor. Vă mai păstrez un pic scena asta până când o să pot să... Până când o să pot să salvez. Momentan mai, vă mai las un pic să vedeți ce frumos se plimbă. Nașpa ce i-a zis. Nu pot să zic nu. Ah, nasol. Wow. 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 Mamă, cât a orașul. Kids be watching movies tonight. Au și curent. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. No bighorns. Haley, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella, that's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. Well, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. Acolo mergem, deci. Take care of that wife here. Bă, eu tot fac poze, îmi place. Adios, little brother. Bun. Frumos. Frumos, frumos, frumos. Okay, let me see if I get this straight. Bă, da, numai povești, numai povești. Then you give the ball to the other team. Right, it's called turnover. And if you clear the 10 yards, then you're back in. Asta e baseball-ul bănesc. First down, that's right. Deci au ajuns până în Colorado, nu pot să cred. You just gotta play it a couple times. It all makes sense. Bun. Am ajuns la University of Eastern Colorado. Bineînțeles că aici o să vă las. Pentru că... UAC. Pentru că după aia se vor întâmpla foarte multe lucruri la universitate. Vă mulțumesc pentru foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. Salutare!